Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația Surzilor, a organizat în această primăvară un ciclu de instruiri în domeniul limbajului mimico-gestual a cadrelor didactice din cele 6 instituții de învățământ special pentru persoane cu deficiențe auditive, de asemenea pentru părinți, asistenți sociali. De instruire a beneficiat chiar și un preot, spune directorul executiv al Alianței, Victor Coroli. În perioada 21 martie 16 mai am organizat instruiri de 2 zile în 6 instituții de învățământ special unde învață copii cu dizabilități de auz. Este vorba de 2 grădinițe de copii, una la Chișinău și alta la Bălți, 3 gimnazii, deci unul la Hârbovăț, raionul Călăraș, altul la Cahul și cel de-al treilea la Chișinău. Și este vorba de școala numărul 11, școala de meserii din Chișinău. Au participat per total 138 de persoane, deci în primul rând sunt pedagogii, deci asta a fost grupul nostru țintă, însă spre surprinderea noastră a fost foarte interesant să vedem în sală părinți care s-au deplasat, spre exemplu, de la Ungheni sau de la Drochia, la Bălți, pentru a participa la această instruire și să vedeți emoția când spuneau că eu am venit la acest curs fiindcă am o problemă mare, vă zic că nu pot să comunic cu copilul meu. Deci pe lângă pedagogi, părinți, am văzut asistenți sociali și de asemenea am avut și ce m-a surprins, vă zic că un preot. Astăzi în țară există peste 5.000 de persoane cu probleme de auz. Asociația Surzilor este unica instituție care pregătește specialiști în domeniul limbajului mimico-gestual. Până astăzi însă, niciun profesor de la cele 6 instituții pentru copii cu asemenea probleme nu predă lecția în limbajul semnelor. Ne aduce la cunoștință Natalia Babici, primă vicepreședintele asociației. În școli, până în prezent, nu se predă limbajul semnelor. Eu, de exemplu, aș aprecia cunoașterea limbajul semnelor atunci când tu, ca pedagog, la lecția de istorie, le povestești despre secolul cutare și paralel folosești limbajul semnelor. Pedagogii de azi, ei vorbesc limba vorbită. Nu gesticulează nimeni. În clasă, între copii, se găsește un copil care are rămășiță de auz la un nivel mai mare, care poate să înțeleagă acest profesor. Și acest copil surd le traduce celorlalți copii subiectul despre care se discută la lecție. Asociația Surzilor spune că dintre cadrele didactice care au urmat toate instruirile organizate, cele mai bune vor fi selectate pentru a fi înaintate la Ministerul Justiției pentru licențiere. Astfel că din 1 septembrie în instituțiile de învățământ pentru copii cu dizabilități de auz să apară profesori care să explice lecția gesticulând. Asociația Surzilor, cu finanțarea altei organizații AGAPE, am trecut cursuri de formare profesională de gradul 1, 2 și perfecționare. Am avut 78 de oameni. După, noi am avut primăvara alt curs și după acest curs am înaintat 10 persoane care cunosc mai bine către Ministerul Justiției pentru obținerea licenței de activitate și sperăm că vor susține cu brio acest examen. Și vor fi profesori, da? Sigur. Prim vicepreședintele Asociației Surzilor din Republica Moldova, Natalia Babici. Pentru cei care vor să continue să-și fortifice cunoștințele în domeniul limbajului mimico-gestual, din 15 iunie vor putea urmări lecții online pe site-ul civicportal.education. De asemenea, până în luna octombrie urmează să apară ghidul metodologic de predare a limbajului semnelor. Cele 500 exemplare care vor fi tipărite vor fi distribuite în bibliotecile din țară, secțiile raionale de poliție și spitale. Pentru Matinal Național, Tatiana Reabov.